Conform scenariului, incendiul s-a extins rapid din cauza unei defecțiuni la instalația de stropire și a cantității mari de materiale combustibile depozitate. Incendiul este observat prea târziu pentru a fi stins de către reprezentanții serviciului privat pentru situații de urgență din cadrul teatrului, deoarece portalele de la scenă au fost închise pe timpul desfășurării spectacolului, astfel că intervin numeroase autospeciale pentru stins incendiul și pentru transport personal și victime multiple. După ce pompierii au scos victimele din clădire, acestea au fost transportate într-un cort amenajat la fața locului și unde medicii SMURD au făcut triajul răniților. Aici se face triajul, împărțim în mare în două categorii, urgențe majore, urgențe minore și medii. După care stabilizăm victimele, totul se face, acces se face în punctul medical avansat în mod controlat. Avem un medic și un ofițer de triaj care vor face triajul victimelor. După evaluarea pacienților și oferirea primului ajutor, victimele au fost transportate la SMURD. Toată intervenția a fost coordonată de colonel Ovidiu Găzdac, comandant adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horia Mureș, mulțumit de modul cum s-a desfășurat intervenția. Cred că fiecare se întoarce cu o zestre, cu un antrenament, cu o deprindere în plus formată și mai mult pentru colegii pompieri, cred că am văzut tot ceea ce înseamnă virtual să putem schimba un loc focar de incendiu la obiectivul Teatru Național. Încă avem multe lucruri de rezolvat. Noi am identificat și cu ajutorul arbitrilor o să punem cap la cap și acolo unde sunt probleme de rezolvat o să vi le comunicăm. Prin acest exercițiu s-a urmărit dezvoltarea capacității de interoperabilitate în sistem integrat, cooperarea dintre instituții și verificarea viabilității planului de evacuare a Teatrului Național.